Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, declarația mea de astăzi se numește Opriți otrăvirea buzoienilor. În timp ce noi vorbim despre digitalizare, inteligență artificială și alte progrese tehnologice, în județul Buzău, în comuna Cozieni, aflată la doar 150 de kilometri de București, peste 2000 de oameni sunt otrăviți zi de zi picătură cu picătură de apa pe care o beau de la robinet. Apă pe care, bineînțeles, o credeau potabilă, dar nu este conformă cu normele în vigoare, așa cum ne arată ultimele verificări făcute de Direcția de Sănătate Publică. Această informație, esențială pentru sănătatea lor, nu a ajuns și la consumatori, deși sunt afectați direct. Cum este posibil să vorbim despre apă nepotabilă, o bătaie de joc la adresa sănătății oamenilor, plătită chiar din banii lor? Totul pornește de la compania de apă Buzău, cea care, nimic întâmplător, ocupă locul fruntaș pe țară atunci când analizăm tarifele practicate. Altfel spus, în România, o familie de buzoieni plătește cel mai mult pentru apa pe care o consumă. Dar asta nu e tot. Pe lângă tarifele strigătoare la cer, compania a realizat la nivelul județului Buzău mai multe fapte îndoielnice pe care le reclamă cetățenii, fapte favorizate de acapararea rețelelor de apă potabilă din zonă, fără să întâmpine nicio rezistență din partea autorităților județene. Unde a dus asta? La contracte în alb cu cetățeni de bună credință care la final s-au trezit că plătesc costuri de 3 ori mai mari față de cele promise. La investiții zero în infrastructură, inclusiv în cele de întreținere, ceea ce a dus ca astăzi bazinele de colectare a apei să fie un adevărat focar de infecție. Cel mai grav, oamenii au băut zilnic apă contaminată, mulți dintre ei acuzând dureri de burtă și stări de greață, fără să fi știut că vinovată de aceste neplăceri este chiar apa pe care o beau de la robinet. Sigur, vă întrebați ce au făcut autoritățile în această situație, iar răspunsul stârnește o și mai mare indignare. Nimic. Oamenii din localitățile respective au fost lăsați de izbeliște și nimeni nu a intervenit. Ce așteptăm oare? Să moară oameni? Această situație trebuie remediată de urgență. În astfel de condiții, programul inițiat de Partidul Național Liberal, Angel Salini, este cu atât mai necesar. Știu că nu ne-am dorit să fim în această situație, dar încă sunt multe zone în care nevoile de bază nu sunt acoperite. 57% din drumurile județene au nevoie de reabilitare, 70% din localități nu sunt racordate la rețeaua de distribuție de gaze, iar 29% din localități nu dispun de rețea de apă. Aceasta este imaginea reală a României în 2023, fie că ne place sau nu. Mulți veți întreba de ce s-a ajuns aici. Dar eu prefer să mă întreb cum putem remedia situația și să mă gândesc la soluții. Iar soluțiile sunt doar investițiile, în special în drumuri, în canalizare, în rețele de apă și în infrastructura de gaze. Sunt peste 1590 de contracte deja semnate în cadrul programului Angel Salini, valoarea totală a lor fiind de peste 17 miliarde de lei. Sunt extrem de bucuros că 10 localități din județul Buzău vor primi finanțări record pentru dezvoltarea rețelei de gaze naturale și implicita comunităților. De asta au nevoie oamenii, de proiecte pentru ei, de primari care să militeze pentru progres și de autorități care să nu se ascundă, ci să apere și să lupte pentru drepturile lor. Doar atunci vom ajunge să ne bucurăm de o viață mai bună și mai aproape de ceea ce ar trebui să avem în 2023. Vă mulțumesc!